cu lămâie și cu ciocolată. Și acestea sunt, ia uitați, pentru copilași. Ursuleți, des cu ciocolată, mașinuță, trenuleți și simple brioșe puteți face. Ia uitați. Ia uitați. Aceasta am rupt. Aceasta am rupt-o. Ia uitați cum arată în interior. Este super, este moale. Ia uitați cât este de moale. Acum o să ungem formele cu ulei. Începem această rețetă cu formele, le ungem cu puțin ulei și cu le tapetăm cu făină. Așa. O să pun puțină făină în fiecare formă. Și o să dăm pe toate părțile. Ia uitați. Tapetăm cu ulei și cu făină, ungem. Așa. Și le dăm deoparte după aceea. Am uns toate formele. O să facem și steluțe, și ursuleți. Ia uitați. Această formă de brioșe și o să punem puțină făină, eu le-am uns, o să punem puțină făină să le tapetăm pe toate părțile. Așa, ia uitați. Așa, acum le dau, o să avem nevoie de 6 ouă, uitați, 6 ouă. O să avem nevoie de 190 de grame de zahăr. Circa 200 de grame de făină. Eu am aici 250, că vreau să fac jumătate simple cu ciocolată și jumătate am să pun zeamă de lămâie. Și am mai pus puțină făină. Aici am 180 de ulei. Deci am 180 de ulei. Am 16 grame de praf de copt. Un praf de sare. Aici am coajă de lămâie și de portocală pusă cu zahăr. Eu o țin în frigider. Și aici am circa 35 de grame de zeamă de lămâie, de la o jumătate de lămâie. O jumătate de lămâie așa potrivită. Ia uitați. Am tăiat-o în două și am scos sucul. Și îl pun aici în față. Și o să mai avem nevoie și de ciocolată. Aici am 100 de grame de ciocolată. O să punem cât este nevoie. Și o să începem. Este cea mai simplă rețetă de chec. Este un chec umed, care poate fi și îmbrăcat cu cremă. Și o să punem ouăle, unul câte unul. Eu am deschis și cuptorul ca să se încălzească. Nu avem nevoie de mixer. Și 6. Așa. O să punem și zahărul. 190 de grame de zahăr. O să punem praful de sare. O să punem și uleiul. Aici am 180. Le punem pe amândouă. Așa. Amestecăm puțin. Să spargem gălbenușurile. Așa. Acum adăugăm și praful de copt. Și o să adăugăm circa 200 de grame de făină de aici. Și amestecăm. O să dau mai aproape. Amestecăm zahăr. Așa, și amestecăm. Și o să punem și coajă de lămâie și de portocală. Aici am o linguriță. Luăm o linguriță. Puteți pune și esență de vanilie și esență de rom. Eu pun coajă de portocală. Și amestecăm bine. O să punem în aceste forme micuțe, uitați, aceasta de tren. Uitați, în aceste forme. Le-am uns și le-am tapetat cu făină. Am să le pun aici în față. Steluțe. Uitați, și de mașinuță pentru copii. Așa. Și acum să amestecăm. Să scoatem de aici că a intrat în interior. Așa. Este o rețetă care nu are nevoie de mixer. Se face foarte bine așa. Așa. Amestecăm până omogenizăm bine totul. Încă puțină făină de aici mai trebuie. Cam atât. Și amestecăm bine, bine. În momentul când nu mai simțim zahărul, se simte când amestecăm, nu se mai simte și zahărul este topit, atunci putem pune în forme. Cine dorește poate face și cu mixerul. Amestecăm. Cu această rețetă puteți face și blaturi pentru tort, și simple, și cu lămâie, și cu cacao. Pentru că este un aluat umed, este foarte bun. Sper să vă placă. Vedeți, cam așa este consistența. Eu îl pun în cuptor la 180 de grade cu ușa puțin deschisă și pun o biluță din folie de aluminiu. Cine are aragaz ventilat, îl poate da la ventilat. Eu nu am. Așa că las deschis puțin ușa. Fac o biluță din aluminiu, din foaie de aluminiu. Așa, este aproape gata. Mai amestecăm încă puțin. Așa, am să-l dau puțin deoparte și am să tai ciocolata. Aici am 100 de grame de ciocolată, dar îi puteți pune câtă doriți. Așa, și o tăiem bucățele mărunțele. Avem ciocolata, aici avem aluatul, îl mai amestecăm puțin și începem să-l punem în forme. Zahărul nu se mai simte. Să gustați mereu, să vedeți dacă este bun de aromat, de dulce. Așa. Și acum, cu un polonic, am să iau și am să pun în forme. Ia uitați și de ursuleț. Vedeți ce frumoase sunt? Și o să punem în forme. O să luăm din compoziție și punem. Parte din compoziție o lăsăm așa și în cealaltă și adăugăm ciocolata și în cealaltă parte o să adăugăm zeamă de la jumătate de lămâie și încă puțină făină. Așa. Punem și ciocolată. Punem aici în față. Mai punem. Nu le umplem până sus, lăsăm că vor să crească. Punem ciocolată. Așa, am să dau mai întâi acestea la cuptor. Am să le pun pe o tavă. Și le lăsăm 15-20 de minute. Și între timp o să punem lămâie. Vedeți? Am biluța de foaie de aluminiu și o pun la ușă. Așa. Și acestea sunt cu ciocolată, o parte. Și o parte o să facem cu lămâie. Am să mai fac încă una cu ciocolată. Așa. Așa, am să dau deoparte. Și acum, unde ne-a rămas în compoziția unde a rămas, O să adăugăm zeama de la jumătate de lămâie, deci jumătate de lămâie am stors și o punem în compoziție și amestecăm. Amestecăm bine. Cu reacție, iertați, praful de copt cu zeamă de lămâie s-a umflat. Și o să adăugăm restul de făină, sunt cam 50 de grame. Și amestecăm. Așa. Vedeți, compoziția nu este deasă, nici cam așa. Aceasta este consistența, ia uite. Așa trebuie să fie. Este gata. Dăm deoparte. Acum o să punem în forme. O să așteptăm să se facă mai întâi primele pe care le-am pus la cuptor. Așa. O să punem în această formă. Ia uitați, este de trenuleț. Să vedeți ce frumoase sunt. Eu am încercat mai devreme și am făcut cu cacao. Cam așa arată, ia uitați, mașinuța. Poate fi tăiată în două și eu am îndreptat. Poate fi tăiată și umplută sau îmbrăcată cu zahăr, cu fondant. Vă puteți juca cum doriți. Așa, o să punem în această formă de trenuleț. Așa, pe 3 sferturi. Punem și în formă de steluță. Ia uitați. Le-am uns și le-am tapetat cu făină. Pe 3 sferturi. Și în aceste, vedeți ce forme este. Așa. Și ar mai fi încă pentru una. Deci mi-au ieșit 4 cu ciocolată, 4 cu lămâie. Și încă una o să mai fie. Am să aduc o formă. Aceasta este rețeta. Eu sper, am să intru să vă arăt, am să le bag pe toate la cuptor și am să intru să vi le arăt cum sunt. Deci cu cacao, așa arată, ia uitați. Rețeta este simplă, se face fără mixer, avem nevoie de 6 ouă, amestecăm doar cu un tel, atât. Avem nevoie de 6 ouă, 190 de grame de zahăr, 180 de ulei, 16 grame de praf de copt, un praf de sare și cum am făcut eu în seara aceasta, am pus și esență, coajă de lămâie și de portocală. Eu am preparată și o țin în frigider, o pun cu zahăr și se menține. Sau dacă nu, puneți esență de rom, esența de vanilie, de migdale, ce vă place. Și am împărțit în două. Deci în prima parte am pus bucățele de ciocolată și după ce am pus în forme, am adăugat zeamă de la jumătate de lămâie și am mai adăugat încă 50 de grame de făină. Și acestea mini-checurile sunt gata. Ia uitați, cu ciocolată, cu lămâie. Ia uitați, cu lămâie, cu ciocolată. O să le scoatem din forme. Așa, ia uitați, cu ciocolată, încă este, sunt calde. Ia uitați, o să le pun așa pe... Am să pun unul cu fundul în sus și unul cu fundul în jos. Ia uitați, ori așa, ori așa, cum vă plac. Așa. O să le scoatem pe toate. Acesta este cu lămâie. Ia uitați. Am să-l pun așa aici. Nu știu dacă se văd. Așa. Acestea le-am pus, deci care mi-au rămas în forme de aluminiu și cu hârtiuță. Așa. Ia să le punem așa, să se vadă. Așa. Și acum, cine dorește, le poate lăsa pur și simplu așa, mini-checurile cu ciocolată, sau le poate decora aici deasupra cu ciocolată. Putem topi puțină ciocolată și punem deasupra. Și cele cu lămâie, ia uitați cu lămâie cum au ieșit. Așa. Putem decora cu zahăr pudră și cu câteva picături de lămâie. Amestecăm și punem deasupra să facem o glazură, dacă dorim. Dacă nu, nu. Așa, ia uitați steluța. Ia să le pun aici pe farfurie. Acesta este cu ciocolată. Uitați-le. Așa, ursulețul, ia uitați, o să-l scoatem din formă, s-au răcit puțin, ia uitați, pentru copilași, dimineața. Așa arată pe spate, așa arată pe față, ei vor să fie foarte bucuroși. Mașinuța, ia uitați, o să scoatem. Și arată pe spate, ia uitați și partea de deasupra cu ciocolată. Și puteți decora dacă doriți sau dacă nu, lăsați pur și simplu așa. Le așezăm aici pe farfurie. Ia uitați, acesta este un trenuleț. Eu l-am umplut cu aluat, cu compoziție. Ia uitați cum a ieșit. Și acest cake, deci dacă tăiați burtica și îl tăiați și în două, îl puteți umple cu cremă. De la un magazin le-am găsit, un magazin de prăjituri. Ia uitați, sunt superbe. Sunt superbe. Un magazin de aici din Italia, cum se cheamă? Am să scriu un comentariu, am să vă scriu în comentarii, că nu mi-aduc aminte cum... Costă foarte puțin, nu costă mult. Ia uitați, forme. Așa. Nu am mai avut forme și am pus în aceste de aluminiu. Ia uitați. Și aceștia sunt cu lămâie. Am să le pun pe farfurii. Din această compoziție mi-au ieșit acestea. Și dacă doriți să le decorați, putem încerca să le decorăm puțin, să punem puțină ciocolată pe deasupra, dacă nu, le lăsăm așa. Fiecare cum dorește. Ah, cu drag, Mirabela, cu drag. Am să-ți las în comentarii cum se cheamă magazinul. Așa, sau steluță. Aceste pentru sărbători puteți face. Este un aluat umed. Deci foarte bine merge pentru blaturile de tort. Să faceți torturi și nu trebuie însiropat. Dacă ați intrat zilele acestea, eu am făcut un tort pentru o fetiță, i-am dat numele Cami Sofia și este făcut cu acest aluat, cu aceste ingrediente. Este foarte, foarte bun. Și acum să vă arăt. Aici am puțin... Și eu sunt pasionată de prăjituri. Vreau foarte mult să le fac. Și aici am puțin zahăr pudră. Și am să tai o bucățică de lămâie. Am să tai o bucățică. Și am să pun puțină lămâie. Mi-a venit în... Mă scuzați, mă scuzați, mă scuzați. Emoțiile, cred. Și am să pun câteva picături, nu mult. S-a dus și un sâmburel, o să-l dăm jos și amestecăm. Și după aceea punem pe deasupra, ca o glazură. Cine dorește, cine nu, nu pune. Ia uitați cum se face. Este simplă de făcut. Și glazurăm cu această glazură de zahăr cu lămâie. Și o să punem pe acesta care este cu lămâie, o să punem. Așa. O să lăsăm să curgă așa peste. Așa. Și lăsăm așa, să curgă. Este încă caldă. Aceasta este cu gust de lămâie. Și da, puteți face și o cremă să o umpleți în interior. Sau le tăiați, tăiați burtica și umpleți cu cremă de lămâie. Să vedeți ce bunătate este. Și acestea cu ciocolată, le putem pune ciocolată. Dacă dorim. Dacă nu, le lăsăm pur și simplu așa. Sunt foarte, foarte bune. Ia să vă rup unul, să vă arăt cum arată. Să vedem cum îl rupem. Așa. Ia uitați. Cum arată în interior. Eu am pus și în interior ciocolată. Este umed, este blat umed. Să-l încercați să vedeți cât este de bun. Mai ales pentru torturi, pentru prăjituri. Așa, aici am puțină ciocolată și o putem încălzi la microunde, la circa un minut, și după aceea punem pe deasupra. Ia să bag în priză. A pornit. Și atât. Ia uitați. Vedeți cum curge, cum se lasă glazura. Așa. Acesta este trenulețul pentru copilași dimineața, ca să mănânce prăjiturile. Mașinuța, ia uitați ce frumoasă este. Ursuleț, oh, simpatic, și este cu ciocolată. Aici am o mașinuță făcută, am încercat și dimineața și am pus în aluat, am pus cacao. Puneți o linguriță de cacao cu puțină apă fierbinte, cu o linguriță de apă fierbinte, ca să o topiți. Ia să vedem ciocolata, cred că este gata. Amestecăm, ia uitați, s-a topit. Și tot așa o să punem peste. Se vede aici? Așa. Și tot la fel o să punem peste. Roată împrejur. Aceasta este cu ciocolată. Și aceasta cu lămâie, cu glazură de lămâie. Ia dați-le. Vedeți cum începe să curgă ciocolata în jos? Ele încă sunt calde. Canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și vă aștept pe toți să vă înscrieți. Cine încă nu s-a înscris, vă aștept cu mare, mare drag să vedeți cât de multe rețete am. Vă pup dulce pe toți și vă mulțumesc foarte mult că ne-ați spus. Și multă sănătate vă doresc la toți. Vă pup dulce. La revedere!